În lunile de vară, consumul crește foarte mult, spune directorul Novapa Serv, Liviu Ștefan. Cum Copălăul este un mare consumator în această perioadă, reprezentanții societății au încercat să raționalizeze furnizarea, în așa fel încât toți locuitorii comunelor de pe traseul conductei Botoșan-Flămân să beneficieze de apă. Consumul crește foarte mult în aceste trei luni, așa cum am mai declarat. Lumea, oamenii folosesc în mod evident apa și pentru lucrările agricole. Ca urmare, noi încercăm cu personalul nostru să facem tot felul de manevre în ideea de a raționaliza, de a asigura cel puțin prin rotații, după un program, apă pentru toată lumea, în anumite perioade ale zilei. Conducta Botoșani-Flămânzi alimentează toate comunele de pe traseu. Este veche, avariată în multe locuri și nu suportă o presiune prea mare. Din acest motiv, dar și pentru că numărul de consumatori a crescut foarte mult față de acum 40-50 de ani când a fost instalată, locuitorii au des probleme de alimentare. Dacă cei ce locuiesc mai aproape de oraș consumă mai mult, apa nu mai ajunge la Flămânzi sau Frumușica. Acum, dacă vorbim de ultimele zile în mod special, nu am avut absolut nicio problemă pe zonă. Probabil că discuția se duce undeva în urmă cu mai mult de o săptămână, când într-adevăr au fost niște perioade caniculare și care, așa cum știm, din anunțurile făcute de instituțiile astea meteo, urmează să se repete în perioada următoare. Marți, primarul din Copălău a declarat că de la începutul lunii mai locuitorii au stat fără apă în total aproape 3 săptămâni. Ultima oară a fost vorba de 4 zile. Ciprian Ivanov a acuzat compania de irresponsabilitate și de șicane politice, declarând că s-a întrerupt intenționat apa ca să îi se afecteze imaginea. Primarul a înaintat o adresă în acest sens, inclusiv către instituția prefectului.